ce e cu întâlnirea asta atât de secretă? Despre ce e vorba? Am ales să vorbim aici pentru că este vorba de un subiect mai delicat. Deși totul pare perfect, aparențele înșeală. Situația e mai complicată decât pare la noi în penitenciar. Trăim în România. Situația e mai complicată decât pare la nivel național. Ideea e că actualul director ia anumite decizii care pun în pericol siguranța deținuților. Uneori, am impresia că o face intenționat și asta doar cu anumiți deținuți. Rolul nostru este acela de a-i proteja, de a nu se omorî între ei, iar el nu face altceva decât să îi pună în anumite situații prin care acei deținuți să își prelungească mandatul. În situația asta trebuie să luăm atitudine. Dacă vom pune o sesizare la ANP și dacă vom convinge deținuții să declare neregulile, eu cred că putem să aducem un director mai competent. Deținuții sunt aici pentru reintegrare, nu pentru a fi torturați. Obține declarațiile deținuților și eu am să mă ocup de soluționarea problemei. Am câștigat bătaia în rime la plimbător. Pariu era cine pierde doarme la patul 2. Ai pierdut, deci de azi eu dorm jos. Nu văd nimic amuzant. Eu știu că tu ai traume cu patul 1 și patul 2, dar pariul e pariu. O traumă că am dormit 22 de ani, m-am mâncat iar pușcăria de bulangiu, adică am dormit 22 de ani pe patul ăla, dam ciuturi la coloană. Băi, nu e o traumă, e o realitate, am dormit 22 de ani pe patul la pușcărie. Realitatea e că tu de azi ai să dormi la patul 2. Dar dacă vrei, am să te las să dormi cu mine în pat la 1. E bară, tău, că ești obraznic. Nu dai tu în mine, Costeluș. Simți ceva pentru mine. Crezi că nu am văzut cum te uiți la curul meu? Ești fiert după mine. Să mără pătă lunaie dacă nu e cel mai urât român care l-am văzut anul ăsta. Ești într-o stare de negare, dar eu simt dorința ta. Ești un bărbat puternic, Costeluș. Mie îmi plac bărbații puternici ca tine. Mai îmi dai și câte o caldă, că nu ești prost, să mă rănaia meu dacă ești prost. E, prost dacă erai, nu intrai cu mine, nu? Ce-am făcut eu cu buzele astea, nu ai făcut tu cu 10 furculițe. Prea urât, prea mucigăită gura ta, să mă rămâne nepotul meu dacă nu știi mucigai la gura ta. Ești nebun? Ești prea urât. Cu gura asta am dominat 10 pușcării și 100 de șmecheri. Mamă, ce urât e să mă răfătă lunai. Mamă, ce urâtanie, Doamne, ce amfibie, ce... Jură-te pe nai că nu ți-o freci cu gândul la mine. Bă, tu te întinzi rău de tot la glume, ești obraznic rău de tot, mă, bulangiule, după una pe alta, mă. De 20 de ani faci dragoste doar cu mâna dreaptă. Acum ai o femeie adevărată în fața ta care te vrea. Ce ai de gând să faci? Ce ai să fac? Nu mai fac nimic. Bună dimineața, Luis! Good morning, adică... Adică guten tag, adică guten Abend, a? This is the man cu metrașul meu. This is the bola copilor, no? This is the life. De ce nu vrei să înveți tu prima dată limba română? Te mușchi? Vrei să te mușchi de obraz sau cum? Spune-mi dacă vrei lucrurile astea. Vrei să-ți rup părul din cap sau zi ce vrei tu? Eu nu mă supăr. Nu sunt supărăcios. Vreau doar să vorbim în limba pe care o stăpânim, ca să ne și înțelegem. Că pe urmă o dai în chineză și nu e bine. Adică bengalu, adică băi răpănosule vrei să spui. Adică nu mai suport țigarii, vrei să spui, nu? Țigare și fechi, nu? Nu e vorba de asta. Pur și simplu, la unii nu le stă bine să vorbească engleză. Te salut, maestre, adică fratello, adică bro, adică my man, ha? You fucking me, you fucking, ha? Băiatule, băi, îmi dau așa una în gură, așa să sparg gurița, ha, la mișto? Te-ai gândit să te ceri la un psihiatru? Ai avea nevoie, ai avea mare nevoie. Ai dragi? Ce ai? Sperii lumea? Te-ai enervat ce ai făcut? Nebunule, vezi că scoți și nervii după aceea. Îți iau nervii după aceea. Ți-ascund nervii după aceea, a? Bă, băiatule, bă, o dăm în nervi aici. Adică suntem nervoși. Adică suntem pastilați. Luăm pastile de nervi.
Eu doar îmi fac griji pentru tine. La cât de nebun ești, îți poți face rău singur, Stane. Îți dai seama că dacă am luat o lamă, vorbă dă în cancan. Boala copilului s-a sinucis. Omul era Damblagiu, adică. A? Adică Pandai Male, a? Adică Hătania. Păi, dar vorbesc așa în continuu. Ce-am, bă, băiatule, am dragi, pe mine ce-am? Nu știu, dar tot ce faci și tot ce zici va apărea la canalul lui Montana Vlog pe YouTube. Ferească Dumnezeu să ne ajunge să postăm fără dantură, fără dinți după aceea, nu? Adică Andomamulia, adică Andomamulos cu metrașul meu. Adică am albit în șmecherii, bă, băiatule, dă seama. Când spui că ai albit în șmecherii, adică ai albit în nesclăcării, nu? Dă-ți drumul la maxilar dacă ai blocat maxilarul, dacă cumva este maxilarul blocat, da? Dă-ți drumul la burița aia, panchistă. Au arestat-o pe maică-mea. Pe taică-miu l-au băgat pe control judiciar. Vor să facă din noi un exemplu, să distragă atenția de la alte probleme mai mari. Maică-ta a încercat să intimideze martorii și taică-tu a intrat cu motocicleta în jurnaliști. Chiar nu e loc de victimizare aici. Stresul e mare, mediatizarea e mare, taică-tu a cedat nervos, iar maică-ta e disperată, ca orice mamă, să-și salveze puiul. Repet, înțeleg, dar nu e loc de victimizări. Vreau doar să se termine coșmarul ăsta. Coșmarul ăsta l-ai provocat tu. Și dacă părinții tăi se implicau dinainte în viața ta așa cum o fac în prezent, tu acum nu erai aici. Nu e chiar atât de simplu. Ai mei nu s-au mai înțeles. S-au despărțit. Iar eu am ales să merg cu tata. El fiind preocupat cu afacerile lui, eu eram mai mult singur. Am dat de anturaje proaste. Droguri. Poate dacă eram săraci, eram mai uniți. Când ai bani, tentațiile sunt multe și ușor de obținut. Sunt mulți vinovați morali în povestea asta. Ideea e că tu ești în fața plutonului de execuție și trebuie să vedem cum facem ca ei să tragă pe lângă. Nu mai putem da timpul înapoi. Trebuie să mergem înainte. Am fost rugat să te protejez. Asta voi și face. Dar nu te pot elibera. Te afli într-un loc în care îți poți pierde libertatea, demnitatea sau chiar viața. Momentan ești în siguranță. Ai grijă să nu deranjezi pe nimeni cât timp stai aici. Ce se va întâmpla cu mine după proces dacă voi fi găsit vinovat? Vei fi transferat pe alt penitenciar. Bă, știi ce nu înțeleg eu? Cum dracu, tu aveai campania aia cu Jos Ranga, dar tu ai opărit șobolanul. Dar tu știi ce nu înțeleg eu? Cum dracu, tu ești anti-păcănele, dar faci live-uri cu Stresul și vloguri cu Dorian. Oh, sub centură, frumos! Imogen, de azi nu mai sunt curățenie. De azi mă fac interlop, sus Ranga. Da, așa faci. Bine. Mâine facem battle în rime. Pierzătorul spală chiloții o săptămână la câștigător. Plus masaj erotic. Batem palma?